cămașă de tulpan, cojocel de miel pârstan. O să vă spun că e, pe părerea mea, cel mai frumos loc din Craiova. Eu am ani de zile, pot să spun aproape 5 ani de când, aproape în fiecare dimineață, da? Îmi fac porția de 5-6 km. Face și plăcere, dar și simți și nevoia de a mai simți te mișca un pic după atâția și după atâția ce am lăsat în 93, am avut o perioadă de 2-3 ani, nu prea am făcut mai nimic și luasem proporții. Da? Și atunci am luat o decizie, o decizie totală în sensul de a-mi schimba stilul de viață. Așa, da, da. Ai făcut vreo 20 de ani de sport de performanță, de înaltă performanță. În 1974 ai ajuns la Craiova. Erai un tânăr, veneai de la Strehaia. Ne-am și debutat în toamna acelui an, într-un meci cu CFR Cluj. La ce vârstă? La 16 ani și jumătate. 16 ani jumătate, da, în divizia. Da. Ne-am făcut un tandem cu pregătatul Oblemenco. Cea mai... Veneam la deja o echipă care a făcuse istorie câștigând primul titlu în bănie și care a rămas în amintire cu denumirea de campion a unei mari iubiri. Campionul unei mari iubiri n-ați fost voi? Nu. Noi am fost Craiova Maxima. A, voi ați fost Craiova Maxima. Da, da. Campionul unei mari iubiri a fost generația lui Oblemenco. Ivan Strâmbeanu, din generația noastră, Balaci, a făcut parte din echipa care a câștigat primul titlu. A fost un bun jucător, Balaci? Balaci nu a fost un bun jucător, a fost cel mai mare jucător, după părerea mea. Balaci aleargă cu spor, haide, haide Craiova, dribează și scrie gol, hai Craiova, hai măi. Balaci aleargă cu spor, haide, haide Craiova, dribează și scrie gol, hai Craiova, hai măi. Cămătarul nu se lasă, haide, haide Craiova, mingea o trimite în plasă, hai Craiova, hai măi. Hai să vorbim un pic despre cămătarul tânăr. Ce-au fost părinții la Strehaia acolo, Camil? Taică-miu era un funcționar la cooperație, da? Iar maică-mea casnică. Am înțeles. Să fiu sincer, părinții mei nu au fost de acord la început. Nu. Nu. Erau prejudecățile, să facă școală, să facă asta. Eu mai păfuriș, îmi luam geanta și mă duceam la antrenamente, mergând, bineînțeles, și la meciul universității cu el de mână la Craiova. Venea la meci. Veneam, da. Lua de mână, să dai seama, la 14 ani veneam să-l văd pe Oblemenco și puteam să mă imaginez că peste 2 ani și jumate o să joc cu el nu, de echipă. Nu puteai. Niciodată nu, nu. Era o masă care s-a păstrat mulți ani de oameni care veneau din toate părțile în prejurul, toată Oltenia din prejurul Craiovei, de mai departe, 60 de kilometri, 80 de kilometri, veneau la meci? Toată Oltenia venea, erau, dați 40-50 de mii, când am intrat prima dată și am văzut 45 de mii, am rămas, să zic așa, ca la sigur. Dentist. Respectivă, Craiova avea o echipă de tineret. Vreau să vă spun că la fiecare meci, la fel ca la echipa mare, erau 30-40 de mii. Deci lumea venea cu două ore să vadă și echipa de tineret. Să vadă echipa de tineret la Craiova. Și la primul loc, da. Bun. Și vine cămătarul de la Strehaia, un puș de 16 ani. N-a fost cu ușor. Cu gânduri mari am venit. Ai venit cu gânduri mari. Cu gânduri mari. Deci am fost un și de copil foarte ambițios. Și am visat tot timpul că voi juca. A, da? Aveai tot timpul aveam, asta, am avut o încredere, da, da, da. Ca dovadă că din ce mi-a propus tot timpul am reușit. Asta se va sârbelor, se va fotbaliștilor. Asta se va sârbelor, e sârba oltenilor. Asta se va sârbelor, se va fotbaliștilor. Asta se va sârbelor, e sârba oltenilor. Cami, nu a fost totuși ușoară ascensiunea ta?
nu ai fost primit chiar cu brațele deschise de fotbalul românesc, care poate nu era pregătit să aibă un astfel de atacant. Cămătarul a fost de multe ori... Până la urmă, randamentul totdeauna, adică spectatorii te asimilează. Și înjurat de presă? Și asta... Haplea. Da. Haplea momente, în chiloți, cum îți spunea Eugen Barbu. Cam așa, da? Dar vreau să vă spun că Eugen Barbu a ajuns să-și ceară scuze până așa la urmă este. În fața mea. După, aia, după meciul articol. Cu Benfica, da? Așa este, da? Care se cheamă M-ai învins, Rodioane. Corect, așa este, da. După ce te-a înjurat da. Ani de zile. Nu mă deranja pe mine ca de fapt, ca dovadă, dacă eram un înger mai slab, puteam să clachez la vremea respectivă. Ok, n-ai cedat, dar te-a deranjat, Gabi. La fotbal, orice supărare durează de la un meci la altul. Și orice tristețe și bucurie la fel. Așa că nu, pe moment poate, la vremea respectivă, mă deranja, dar v-am spus, am fost și rămân un caracter destul de tare, care... Pe asta te-a ținut. Da. Atmosfera s-a creat la nivelul jocului de echipa națională. N-a fost vorba de club. Eu la club marcam aproape meci de meci. Deci a fost legată de echipa națională, că la vremea respectivă eu nu aș fi fost soluția cea mai bună pentru echipa națională. După aceea a venit Mircea Lucescu. Și Mircea a avut un rol. A avut, bineînțeles. A făcut o nouă echipă. Dar mi-aduc eu aminte de un gol în Suedia. Cum a fost, Camil? Vă spun de cele mai frumoase goluri ale mele. Un gol care, dacă nu mă înșel, sau nu cel cu Anglia, chiar a fost vreo 6 luni pe genericul emisiunii de sport. Da, mulțumesc. Ți-ar fi plăcut să joci în Anglia? N-ar fi plăcut. Chiar am visat să joc în Anglia. Ai visat să joci pentru că e un campionat unde se joacă deschis. Așa e. Un campionat ca și în Olanda, unde fotbalul e făcut pentru spectacol ca să vină lumea. Noi, din păcate, de multe ori igonim pentru că jucăm foarte închis. Și nici nu poți să-ți dai seama de multe ori ce sistem jucăm. Dacă ar juca sistemul nostru în țările astea dezvoltate, părea mea că lumea ar lipsi cu desăvârșire de la stadion. Lumea ar pleca. Deci se joacă deschis și acasă și în deplasare pentru spectacol, pentru goluri. De asta mi-a fost și... Adică joacă chiar riscant. Riscant, da. Jucăm pentru, da. Pentru public. Pentru ca lumea să-i placă, să vină la stadion. De obicei și popoarele astea în istorie anglo-saxone au fost popoare care au atacat. Ei nu s-au apărat niciodată. Au venit peste tine. Veneau ei peste tine. Noi, din contră, ne-am retras tot timpul. Noi ne retrăgeam. Noi ne retrăgeam. Tăiam copacii, cădeau peste aia și ne retrăgeam. Bineînțeles. Acela stil se transpune și în viață și în... Interesant. Interesant observație. Da. Nicolov înalt spre Penev a respins foarte bine Belodedic spre Cămătarul. Iată-l pe Hagi în duel cu Rakov. Pasă pentru Cămătaru, Cămătaru în careu, Cămătaru pe lângă Mihăilov, Cămătaru în șut, gol! Ai fost un golgheter prin natură? Da, mi-a plăcut golul foarte mult și am considerat întotdeauna. Asta e datoria unui atacant. Pentru... Chiar dacă joacă mai prost, dar... Dar el este cel care o bagă în ațe? Care o bagă în plasă și a făcut datoria. Pentru asta e plătit, e pus să joace. Da, acolo e și cel mai greu. Și cel mai greu, acolo, da. În careul ăla mic, acolo este stresul cel mai mare, stresul cel mai mare, tot timpul supus și tackling-urilor, loviturilor. Și loviturilor, și coatelor. Și stresului psihic că trebuie să marchez. Celebrele tale dueluri cu Briegel. Corect. Au rămas Briegel, da. Duelul cămătarul Briegel, care era campion mondial și care era unul dintre jucătorii, domne, ca o stâncă era. Dar s-a izbit și el de o stâncă. Așa este, a fost un duel foarte interesant. Extraordinar. Respectivă. Și ați rămas prieteni? Am rămas prieteni, chiar mi-aduc aminte, chiar a dat o declarație în sensul ăsta, el acum vreun an și ceva, în sensul că era antrenorul
a fost antrenorul Albaniei. Așa e, a fost antrenorul. Și s-a luat un interviu ce jucători, da, mai tare. Da, la Universitatea Craiova. Și a adus aminte și mi-a pronunțat numele. Crezi că se joacă mai greu astăzi decât pe vremea ta? Nu știu dacă se joacă mai greu într-un atacant. Totdeauna un atacant depinde foarte mult și de valoarea jucătorilor din jurul lui. Dar tu ai putea să joci astăzi dacă ai mai fi la fel de tânăr, evident, cum ai fost pe vremuri? Bineînțeles. Da? Nu te sperie apărările astea mai? Nu mă sperie pentru că ceea ce am făcut, am făcut datorită fizicului și pregătirii mele fizice. Ce mi-a plăcut, adică când îți place ceva, reușești până la urmă. Și cred că reușeam și reușeam să fiu, să fiu un top și în zilele actuale. Întâlnirea cu Cămătaru în fața primăriei din Craiova nu e deloc întâmplătoare. Rodion este un om de afaceri, dar și unul dintre consilierii primarului Solomon, fiind delegat din partea Partidului Democrat cu atribuții în domeniul sportului. Astăzi Cămătaru continuă să fie respectat și salutat pe stradă cu deferență, spre exemplu de fostul prim dirijor al Filarmonicii, dar și de celebrul Vasile Bulucea, fostul primar al Craiovei. Sigur, poate și cu ceva excepții, cum ar fi tinerii suporteri de azi ai universității, care știu mult prea puține despre ce a însemnat Craiova Maximă. Nu prea, nu cred că mai ții cu Craiova sau cu Noțe Gaz, nu reprezintă ceea ce știm noi, din Universitatea Craiova. A rămas brandul, dar nici brandul ăsta se duce cu timpul. Știi cum e, că dacă nu mai pui la loc, văd că cam, nu mai se duce brandul, nu? Văd că au un steag de pirat sau nu știu ce. A? Vreau să spun o chestie, că și Uta a avut un brand. Mare. Este? S-a dus. Asta cred că sunt facțiuni diverse, adversare. Nu le cunosc. Nu mai știi nimic de universitate. Aici era o singură galerie pe timp. Era unul, Ostrovski, dacă ai auzit de el. Celebru. Ce zice, mă? Peluza Sud 97. Imnul Craiovei care s-a uitat. Imnul Craiovei care s-a uitat. L-ai uitat, imnul Craiovei? Este compus de Păunescu. Copiii ăștia trebuie să-ți aducă ție aminte de imnul Craiovei? Da, da. Cu ce te ocupi, Camie, acum? Care-s preocupările tale? Ai lăsat fotbalul? Ai renunțat complet? Mai te atingi de fotbal? Cu cât înaintăm, să zic așa, în vârstă, e normal că ne dorim mai multă liniște. Așa. Și, deci după cariera de jucător, a urmat o carieră de președinte de club de 2 ani de zile. Am făcut cam de toate. Ai fost președinte la, aici, da, la Craiova. Da. Am fost agent de jucători. Impresar. Impresar, la fel, aproape 3 ani. Ca în final, în momentul actual, să mă ocup exclusiv de afacerile pe care le-am început și le-am... Ai câștigat bani mulți ca jucător și mai ales ca jucător în străinătate, că înainte de Revoluție... Nu știu cât de mulți, că niciodată, știți cum e român, noi nu ne mulțumim niciodată cu... Relativ, am câștigat bani, da, ia da. Acești bani trebuie să facă alți bani într-un sistem, într-un... Corect. Asta e sistemul capitalist, din păcate, banii sistem, fac bani. E un sistem sănătos. Bineînțeles, asta am încercat și încerc să fac și eu. Pentru că dacă era să mă las pe banii care i-am câștigat, poate... Terminau de mult. Terminau. Și aici, Dragonul de Aur? Dragonul de Aur. E un restaurant cu specific chinezesc, o pasiune mai veche a mea la bucătăria exotică și special cea asiatică. Tot mobilierul este adus de la Hong Kong. A fost special, da? Cui făcut în lemn de cireș. Vreau să vă spun că merge destul de bine, ca dovadă că face un deceniu anul ăsta. Suntem pe strada principală a Craiovei, nu? Strada Unirii? Strada Unirii, da. Cum altfel, bineînțeles că Strada Unirii. Ai fost însă și
în străinătate, ai fost, ai jucat în străinătate și ai jucat excepțional, Cami. Ai fost la Charleroi, ba, înainte de Revoluție ai reușit să pleci cu un vreun an ceva. Așa e. Cum s-a petrecut? Foarte simplu, am beneficiat și eu de o facilitate creată de către Valentin Ceaușescu. Valentin, care i-a ajutat pe jucătorii de la Steaua. Le promisese lui Loții Bioloni, lui Pițurcă. Loții Bioloni, Pițurcă și Stoica. Și? Și bineînțeles că, creindu-se precedentul, așa e la noi, așa. Am beneficiat și eu de la Dinamo. Bineînțeles, da. Spune-mi ce ai simțit. Pentru că te privea cam tot orașul cu ură în momentul în care ai trecut de la Craiova la Dinamo. Mi-a fost greu. Ce se întâmplă în viață și sunt momente în viață în care trebuie să iei o decizie. O decizie și într-un mariaj trebuie să iei o decizie la un moment dat, dacă nu mai merge. E, așa am simțit și eu în momentul ăla. Vreau să caut o nouă motivație, altceva. Aveam 11 ani aici, 12 ani aproape. 12 ani. Se, nu văd unde a fost tragedia, că după 12 ani nu poți să schimbi un loc de muncă. Bine, și ai făcut bine, ai câștigat campionate, ai câștigat titluri, ai câștigat și gheata de aur la Dinamo. De toate. Cami, aici este de discutat ceva. Da. Acea gheată a avut o poveste foarte aparte. Ești dispus acum să o spui? După părerea mea, nu a avut nicio poveste. A fost foarte simplă povestea. Noi încercăm să le complicăm. Performanța a fost foarte contestată în străinătate. Bineînțeles că au fost anumite discuții pe care, după cum mi-aduc aminte, ocupantul locului 2 la datorită contestației făcute de el la vremea respectivă. Polster, austriacul, da. Polster, da. Un foarte bun atacant, foarte bun jucător. Da. Hai să stăm jos un pic ca să discutăm despre problema asta. Poate că ar fi bine să spunem adevărul. Tu ai marcat în ultimele 7 etape 20 de goluri. 7 etape? Nu știu că sunt vreo 20 de ani, nu știu, mi-aduc aminte. Da, în ultimele 7 etape, după câte mi-aduc eu aminte, ai marcat 20 de goluri. De la 24 de goluri ai ajuns la 44. No. Era o modalitate prin care Dinamo reușea să facă golgheter pe bandă rulantă. Tu ai fost unul dintre ei. Vreau să vă spun că meseria mea a fost de atacant. Eu nu pot să știu dacă cineva a discutat că acum mă puneți într-o situație în care eu aș fi știut de ce se va întâmpla în timpul jocului. Nu, meseria mea era de atacant, s-o bag în poartă, cum s-ar spune. Și mi-am făcut datoria, era normal. Acum că se fac speculații pe faptul că Dinamo ar fi putut aranja înainte cu... Da. Virgula, conducătorii de la vremea respectivă, asta e treaba dumneavoastră să o... Păi nu recunosc, pentru că eu nu știu absolut nimic. Ce credeți dumneavoastră, că venea Lucescu sau ceilalți înainte în vestiar să-mi spună, vezi că o să ne dăm la o parte să marci tu 3-4 goluri? Galeria Giuleșteană, care avea întotdeauna un umor special, scanda că mătarul hai pe noi să ne dai și golul 2. Fantezia suporterilor o știe toată lumea și în zilele de astăzi. Poate să compună orice. Nu văd legătura fanteziei cu... Da, nu te-a atins niciodată. Nu, absolut niciodată. A fost un jucător de mare clasă, un jucător care vei rămâne fără nicio îndoială în palmaresul, în cartea de aur a fotbalului românesc. Pe meritele tale, pe jocurile excepționale pe care le-ai făcut, dar această gheată și această performanță a fost o minciună. Asta e părerea... fiecăruia pe care poate să afirme cum e și mie părerea mea, să vă spun. Și nu coincide cu a mea. Coincide pentru că nu, cum să spun, dacă era ceva care eu să știu, poate aș fi fost de acord cu dumneata. Bine. Când am ajuns la Dinamo, vreau să spun că 2-3 luni de zile veneam fiecare zi să-mi pun bagajele să plec. Cred. Ei, după aceea m-am obișnuit cu București și nu mai vreau să vin. Așa mi-a fost și în Belgia, așa mi-a fost și în Olanda. Deci locul aduce și obișnuința, domnule. Așa este. Așa, bine, dar când ai plecat, e adevărat. Atunci a fost o schimbare radicală. Când ai plecat de la Craiova și ai ajuns la Olt... A fost o ruptură, ai rupt ceva din tine, cred. Așa este, atunci. Da. Când
când am rămas eu singur la București, atunci mi s-a părut ceva... Groaznic. Groaznic, pentru că nu știam pe nimeni. Nu știai pe nimeni. Alta schimbare a fost aia din Belgia, adică veneam dintr-un sistem, cum se spune, parcă eram căzut pe o altă planetă. Așa e, sunt convins. Cu tabieturile lor, cu alte reguli, cu altele astea, nu-i mai jos de tot, eram... Nu-i înțelegeai deloc? Da. Eram în urmă, cum se spune. Veneam, erai mult în urmă, rău de tot. Ai simțit asta că erai în urmă? Am simțit, bineînțeles. Deci am avut parte de momente extraordinare acolo, inclusiv cu o retragere oficială. Am fost foarte popular, chiar extrem de popular. Sensul, ieșeam foarte mult în mijlocul lor. Eram un jucător foarte profesionist. Aha, îți vedeai de treabă. Inclusiv puneam mâna la orice fel. Erai serios? Sigur, dar și neavând ce face, eram cam... Eu deschideam... Să așteptam ei la un român așa serios, da, nu? Eu dacă mă scuneam de dimineață, eram poate... primul și înainte angajat pe care mergeam la stadion. Da. Era aproape de mine și nu prea aveam ce să fac. Mă, vreau să te întreb ceva. Dincolo de fotbal, tu ai învățat și o mulțime de lucruri de la ei, modul de viață, modul de a face, de a fi serios și de a face afaceri. Ai învățat să faci acolo afaceri? Deci nu am învățat. Am învățat anumite lucruri care mi-au deschis calea, să zic așa. Așa. Și ochii? Și ochii, bineînțeles, ceea ce mi-a prins foarte bine în momentul când m-am întors în România, așa? În 93. Așa? Așa? Erai pregătit? Eram foarte pregătit, eram și știam exact ce o să fac de acum înainte, după ce m-am lăsat. Ai fi putut rămâne, ai fi putut face o cred carieră acum acolo. Aș fi fost, cred că aș fi reușit să fi fost, cred că, manager la Herevein. Pe cuvânt. Totodată, așa, parcă simt... Ești un afacerist destul de veros, așa, destul de rău în afaceri. Nu te lasă, nu te lași ușor păcălit de nimeni. Păi cum, în momentul când ai intrat în sistemul ăsta, să zicem așa, capitalist adevărat, e normal că și în momentul când investești, fiecare vrea să nu piardă. E o luptă? Este o luptă, pentru că la noi nu ești așa de bine pus la punct cum s-a ajuns în Occident. Mai este mult de lucrat și la mentalitate și la foarte multe lucruri, la birocrație. La relațiile interumane. Și la relații, bineînțeles. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent. Atent, bineînțeles, și precaut în același timp. Cămătarul e atent, e precaut, știe să-și apere averea, știe să-și o mulțească. Vreau să spun că nu știu dacă cât am înmulțit-o, dar sigur nu am pierdut. Aha, am înțeles. Da. Și merge bine, Cami? Zic că nu ar trebui să mă plâng, că merge rău. Că știți că așa e o vorbă, că nu trebuie să te plângi. La rugby, de obicei, și celor care merg bine să plâng. Eu vreau să mă plâng. E, din câte am auzit eu, îți merge chiar bine, Cami. Ceea ce ne bucură tare mult. Mulțumesc. Eu îți doresc să-ți meargă tot mai bine de acum înainte. Eu doresc sănătate, în primul rând, la toată lumea. Că primul rând și mie asta îmi doresc, pentru că asta e primul lucru ca să poți să faci și pe celelalte.